conferința noastră de presă de astăzi, unde vom aborda teme de interes local, județean, dar și național. Alături de mine am doi oameni din colegiul meu parlamentar, domnul primar de la Iratoș și domnul Moț, care vine din zona ONG-urilor, pe o temă care preocupă în ultima perioadă pe mulți dintre cetățenii județului Arad și mai ales din această zonă, Urtici, Pecica, Macea, zona care este astăzi curtată de anumite persoane pentru a se face diverse prospecțiuni privind gazele de șist. Săptămâna trecută am fost plecat. Am făcut o deplasare în județ, printre altele Iratoș, Curtici, Mașa. M-am întâlnit cu mai mulți cetățeni, m-am întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și m-au sensibilizat cu o mare problemă care este de actualitate în momentul de față în această zonă, exploatarea gazelor de șist, ca să folosesc un termen foarte mult folosit de noi în ultima perioadă. Sigur că am luat act de îngrijorările oamenilor care trăiesc în această zonă și în această săptămână am adresat o interpelare primului ministru Victor Ponta și am adresat de asemenea trei întrebări domnului Daniel Constantin, ministru agriculturii și dezvoltării rurale, doamnei Rovana Plumb, ministru mediului și a pădurilor și bineînțeles domnului Constantin Iță, ministru interimar al economiei și ministru delegat pentru energie. Sunt lucruri care preocupă și ne preocupă pe noi toți cei din această zonă și nu puteam să nu dau curs solicitărilor venite din teritoriu de a adresa aceste interpelări și de a avea mai multe răspunsuri la mai multe întrebări legate de ceea ce se întâmplă cu exploatarea și explorarea într-o primă fază a zonei, să spun așa. Și aici și domnul primar de la Iratoș poate spune mai multe lucruri și domnul Andrei Moț, care a organizat mai multe întâlniri și mai multe dezbateri pe această temă. Și aș vrea să le dau cuvântul, să încep tot cu domnul primar, după care să trecem la domnul Andrei Moț, să începem să lămurim câteva aspecte, iar domnilor care au participat la aceste întâlniri să ne spună un punct de vedere vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo și vis-a-vis de punctul de vedere al participanților și al cetățenilor care au fost prezenți acolo. Domnule primar, vă rog. Într-adevăr, este un punct foarte sensibil și mulțumesc foarte frumos că chiar acum am ajuns aici în conferința asta de presă, mai ales că săptămâna trecută, vineri, am fost acuzat într-un ziar, într-un articol de dumneavoastră, cu joc dublu, ca primari din zonă, fac un joc dublu în privința gazelor de șiste. Am rămas surprins și vă dați seama că, mai ales fiind un primar la primul meu mandat, foarte supărat pe chestia asta, ce înseamnă joc dublu. Și am explicat la ziarul respectiv că, cum s-a întâmplat, am fost prins in flagrant de Panfir Oil la mine în birou. In flagrant. Deci domnii de la Panfir Oil, bineînțeles că merg în zonă să facă presiuni, mersul pentru niște lucruri, pentru explorări primare. Și a s-a întâmplat săptămâna trecută, că și la mine ori a apărut marți dimineață, eu nici nu eram în birou, am scris în ziar, eram în alt birou la contabilitate, am spus, nu știam cine e, să stea înăuntru, să stea jos. După 5 minute o
am intrat în birou, s-a prezentat cine sunt. După două minute a apărut și domnul Moție de față, a apărut și dânsul. Și împreună am urmărește pe unde merg. Pe undeva, da. Da, să spun. Și pe un plan. Deci discutam problemele, deci ei au venit fix. Deci documentația asta de la domnul senator stă fix de la mine, după cum văd. Da. Și prospețiunile nici l-am înregistrat. Și am dat un răspuns că, să zic, chit că poate trebuie să fac o nereglă, că nu înregistrez când cineva vine la tine la primărie, când tu ești obligat să înregistrezi un document, ești obligat să dai un răspuns în termen de câteva zile. Dar știind poziția oamenilor, poziția fermierilor, poziția consilierilor, de la tine, că noi am mai discutat problema respectivă, numai atâta că n-am dat o hotărâre de consiliu, fiindcă nu este legală, deocamdată, nu este legală, ca tu să decizi deasupra unui lucru că tu nu ai pământ. Primăria nu are pământ, deci eu nu pot să dau acceptul să vină să facă prospețiune pe terenul X sau Y. Și am explicat la domnul de la Panfura, am explicat foarte frumos, că domnule, ăsta nu o să fie înregistrat deocamdată. Voi puteți folosi drumurile publice, fiindcă sunt drumuri publice. Și poziția Consiliului este că voi să nu intrați pe terenul oamenilor, fiindcă proprietatea, eu după cum știm după lege, este sfântă, nu? Deci fără accept oamenilor. Oamenii nu acceptă, oamenii nu dau acceptul, deci voi n-aveți ce căuta pe terenul lor. Și n-am înregistrat problema, deci n-am înregistrat hârtia respectivă. După care, bineînțeles, am spus punctul meu de vedere. Și punctul meu de vedere susțin și acum și mă bucur că pentru asta sunt în acest. Și punctul meu de vedere este că noi trebuie să facem meeting-uri, facem adunări, dar noi trebuie să facem un cât. Zona noastră, zona cu pământ așa de bun, pământ așa deosebit de bun, este un păcat la Dumnezeu să strici tu pământurile oamenilor sau pământul nostru, sau să infectezi cu asemenea cercetări și cu asemenea crimă, să zic eu. Și crima respectivă nu contează că sunt... Deci din asta nu se poate face o problemă de etnie, de religie, de partid, politic. Deci problema este a oamenilor din această zonă. Din această zonă. Și am spus, opinia mea este și punctul meu de vedere, este o hotărâre, hotărârea numărul 1, pe 185, din 4 decembrie 2012, dată de guvern, pentru ei, pentru a face prospecțiuni în zonă. Și am spus, domnule, neapărat trebuie să facem presiune, toți primarii din zonă, să avem atâția semnături, ca asta să fie retrasă înapoi de guvern. Și nu am probleme, nici politic, că cine-i la guvernare, nici personal cu domnul Ponta sau cu cineva. Deci asta trebuie să facem presiune ca primarii, să facem presiune ca ordonanța respectivă să fie retrasă. Că, doamne, eu am să explicat și atunci, se poate întâmpla că eu nu, alții nu, dar o să fie oameni care, doamne ferește, o să cedeze la bani. Că ăștia o să vină cu banii, o să încerce să cumpără pe, am dat un simplu exemplu, pe Baci Gheorghe care are 10 hectare de pământ, și merge la Baci Gheorghe și zice că uite, dau 100 de mii de euro. Dar zice și eu ce Baci. Nu contează. Deci merge și încearcă să cumpără și atunci nu putem face niciun nimic. Că bun, trebuie să vină după aviz la primărie pentru explorări, dar dacă nu dai avizul, se duce și zice, uite, am de la guvern, am aprobare, nu mă interesează. Deci neapărat, cât mai urgent, trebuie să facem. Trebuie să facem demersuri și presiune la guvern ca numărul de ordonanță să fie retrasă. Deci asta este părerea și a mea și a oamenilor din Rătuș. Deci ordonanță de guvern? Sau ordonanță, da, numărul 1 din 185 pe 4 decembrie 2012. Puteți verifica și dumneavoastră. Și încă ceva. Și ieri au fost la mine de la prospecțiuni doi băieți și astăzi au fost la mine și în zonă. Hai, întreb. Și în zonă, ori venim ca să dăm lista proprietarilor. Zic, mă, cum să dau lista proprietarilor din zonă fără acceptul proprietarilor? Deci, mergeți, nu mă interesează. Și nici măcar acum, nici în birou m-am dus, nu cumva să fiu acuzat, că domnul de la UDMR face jocurile. Nu am, pe hol am discutat să vadă toată lumea. Și pe hol am strâns mâna și am zis, domnule, începe cu domnul Muscă
Și când vin, coace domnul Muscă, domnul Arma și când vii, când ajungi la mine, atunci stă de vorbă. Până atunci niciun răspuns. Oamenii spun hotărât nu. Adunăm și noi hurtiile, hurtiile de pentru semnături. Sunt împărțite în baruri, în diferite obiective unde se adună semnături pentru construcții. Și repet încă o dată, nu am problemă cu guvernul și la ora actuală. Nu am problemă politic. Am problemă cu numărul acesta de hotărâre care neapărat trebuie să facem demersuri prin semnături ca să fie discutat și să fie retras. Și încă ceva, așa ceva hotărâre nici în Ungaria, nici în Franța, nici în țările occidentale nu a fost aprobată, numai la noi. Vă rog, uitați-vă în legi, nici Ungaria, nimeni. De ce nu a acceptat Ungaria, cei care suntem vecini, să aibă așa hotărâre? Și noi în România putem face. Nu, adevărul că în Ungaria s-au făcut prospecțiuni și s-a constatat că nu sunt gale. Nu au viză. Nu au nici ei, nici Franța, nici țările. Nu au aprobat așa ceva. Indiferent de coloratura politică, de ce am înțeles de la domnul primar, toată lumea e... Împotriva. Nu contează asta că prospecțiunile în zona noastră face molul, nu? Bun, sunt din Ungaria, dar asta nu înseamnă că acum vin la tine, tu ești ungur sau ești maghiar. Prospecțiunile nu le face molul, le face... Face prospecțiunile, bun, dar în România. Banfoir Oil le face după aia... Banfoir Oil. Membru al grupului Moldova. Și la comandă ales acolo. Dar e vorba și în Moldova cum s-a întâmplat, că acolo în Chevron, nu? Și tot același problemă au, domnule. Măsurătorile astea, credeți-mă, și în America s-au făcut măsurători, dar nu într-o zonă unde e pământul așa de bun. S-au făcut prospecțiuni unde e deșert, unde nu e populată lumea. Nu într-o zonă, domnule, unde e pământ, că nu numai la noi, acum fac la noi, dar fac și în altă zonă după aia, Doamne ferește. Și, domnule, distrugi tu agricultura, distrugi cu pământul, cu asemenea probleme. Încerc să rămânesc puțin lucrurile înainte de a-i da cuvântul domnului Moț. Și avem în față hotărârea numărul 1 per 185 din 4 decembrie 2012, care ne spune așa. Privind aprobarea acordului petrolier de concesiune pentru exploatare, dezvoltare exploatare în perimetrul EX, 6 curtici, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și MOL, Ungaria, mă rog, și așa mai departe, n-ar rău să dau drumul la celelalte societăți comerciale, publicată în Monitor Oficial, numărul 838, din 12 decembrie 2012. Contrasemnează primul ministru Ponta Viorel Victor, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Gheorghe Duțu, ministrul Economiei și Comerțului, Daniel Chițoiul, vă trecut aici, ministrul Mediului și Pădurilor, Robana Blum, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, eu, semnătura secretarului de stat, Septimiu Buzașu, și sigur că viceprim-ministru Florin Georgescu. Sunt toate, e hotărârea care o aveți publicată în Monitorul Oficial, repet, 4 decembrie 2012, domnul Moț, puteți veni în completare cu pe această problemă. Da, bună ziua, mă numesc Andrei Moț, sunt directorul Casei de Cultură din Cultici. Nu, cum a spus domnul senator, nu reprezint niciun ONG pentru că nu am un ONG. Nu am nici măcar o asociație sau o fundație. Lupt în numele cetățenilor. Problema aceasta cazul de șist. Unii spun că este o problemă falsă, alții răspunde că e extrem de serioasă. Am intrat și în posesia unor documente, păcat că nu le-am aici, l-am lăsat la domnul Muscă și am uitat să iau documentul, dar o să-l dau domnului senator și cu prima ocazie să vi-l arate. Este un document emis de ANRM în urmă cu 3 ani către Guvernul României, prin care se cere acceptul pentru explorări, deci prospecțiuni, cercetări și exploatări gaze neconvenționale. Ori în nomenclator scrie e clar. Țiței este țiței, gazele convenționale, gazul metan, și gazele neconvenționale, în paranteză, gazul de șist, sau gazele de șist. E clar. Și există și aceste hărți, care nu sunt de ieri, de azi, sunt de pe vremea lui Ceaușescu, perimetrul EX6 Curtici, am făcut niște firgălele aici pentru a vedea unde organizăm următoarele meeting-uri. Vedeți, am organizat deja meeting la Curtici în 1 februarie,
după aceea la Macea, am organizat la Sântana, duminica viitoare, în 2 martie, la ora 16, la Căminul Cultural din Șimand, după aceea urmează Șofronia, Dorobanți și Iratoș, unul la un loc, o să organizăm la Dorobanți. Și toate vor culmina cu o întâlnire, sperăm de anvergură, în 6 aprilie, în piața Avram Iancu din Arad. Am și primit acceptul primăriei Arad pentru piața Avram Iancu. Sunt numit un lider al acestei mișcări contra gazelor deșise, deși nu îmi ia loc aceste drepturi. Am duminică, în 2 martie, la Șiman. Împreună cu primarii, cu preoții, cu oamenii de afaceri, în special cei care se ocupă de agricultură, am organizat aceste întâlniri, aceste meeting-uri. Nu ne-am spus meeting-uri de protest, pentru că nu protestăm, ci încercăm să ne apărăm sănătatea și viața. Am spus, în primul rând, sănătatea și viața, după ce aia protestele. Cine a fost acolo a văzut că suntem extrem de civilizați. Am adunat și semnături, vedeți aici, am aproximativ 10.000 de semnături. De semnături pe bune, ca să le spun așa. Și de ce adunăm semnături? Am aici Constituția României. Secțiunea 3 a legiferării. La articolul 74, inițiativa legislativă. Alineatul 1. Inițiativa legislativă aparține, după caz, guvernului, deputaților sau senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Și mai sunt încă 4 articole. Deja 10.000 de semnături avem, să spunem că județul Arad este acoperit, dar nu ne vom lăsa. Vom încerca să organizăm aceste meeting-uri pentru apărarea sănătății și a vieții și în alte localități care nu sunt afectate de aceste prospecțiuni. Și mi se tot spune și îmi spun tot felul de oameni că prospecțiunile acestea nu afectează cu nimic terenul. Am aici chiar hârtia de la domnul primar Ochi Lopac. Și spune așa. În cazul în care ar apărea orice pagubă temporară, va fi nesemnificativă. Cine spune că o pagubă este semnificativă sau nu? Dacă aceste pagube vor fi făcute de prospecțiuni, indiferent de cât de mari vor fi, bineînțeles că pentru ei vor fi foarte mici. Dacă pe terenul domnului senator vin cei de la prospecțiuni, domnul senator vor spune că pagubele sunt foarte mari. Cine hotărăște că sunt mari sau mici? Și v-aș spune, v-aș mai da un argument. Uitați cu ce înseamnă prospecțiune. Aici e o poză foarte mică, dar găsiți pe internet. Sunt niște camioane, niște tiruri, care intră pe terenul nostru. Teren cultivat, cu grâu, cu porumb, sau cu altceva. Se pun aceste aparate care se vor băga în pământ, fire și așa mai departe. Deci, uitați, oameni care trec peste culturi. Poza asta cu acest camion este mai mare. Ca să ajungă în mijlocul unui hectar cultivat cu grâu, trebuie să treacă pe undeva. N-are cum să vină și să cadă tirul ăla. Aceste pagube vor fi suportate. Păi, să vedem, știți că vor fi, sunt nesemnificative, mai practică și prospecțiunea asta prin explozii. Nu la mare adâncime, la 1 metru, 2 metri adâncime. Vă dați seama, bucăți mari de teren care vor fi afectate. Duminică ne-am bucurat că profesorul universitar Valeriu Tabără, fost ministru al agriculturii, a fost prezent la Sântana. Și ne-a spus așa, acest colț verde, această câmpie a Aradului, de foarte mulți ani, ține de siguranța alimentară a României. Dacă în România toate zonele ar fi contaminate, secetă și așa mai departe, acest colț, această câmpie a Aradului, ar ține loc tuturor zonelor. Avem un pământ atât de bogat, încât am fi capabil, nu pentru perioade foarte lungi, să ținem toată țara, din punct de vedere alimentar.
Aici exista și mai și există în continuare sisteme de irigație. Terenurile sunt foarte, foarte bune. Probabil nu întâmplător, spunea Valeriu Tabără, au ales acest perimetru, EX6 Curtici. Probabil cea mai bună zonă agricolă din România. Pământul de la Pecica, Turnu, este celebru, e foarte bun. Valea Șumare, Iratoșul, Dorobanț, trebuie să mai vorbim de Curtici, unde știți, celebru combinat. Dimitrie Muscă, acel profesionist care... Mergeți la Dimitrie Muscă în birou să vedeți, e plin birou și holul de diplome, de cupe și așa mai departe, locul întâi. Că nu mai vorbim de neapărat de combinat, ci de pământul din această zonă, hrănește județul Arad, Bihor și Timiș. Noi avem magazine în Arad, Bihor și Timiș. Vă spuneam de acest colț verde de care vorbea Valeriu Tabără. O parte doar din județul Arad, care ține de siguranța alimentară a României. Să nu ne se vândă nouă gogoși, că am întâlnit și cu cei de la Panfora și de la Prospecțiuni și spuneau că nu vor gaze de șist și așa mai departe. E foarte important, dacă găsesc gaze de șist, cum spunea domnul de la VSTV, vor da cumva în spate? Sau, mai mult decât atât, nu vrem gaze de șist. Dar toate aceste prospecțiuni sunt pentru gaze de șist. Ca să vezi că în pământ ai sau nu petrol sau gaze convenționale. Nu, aceasta este metoda. Eu, din păcate pentru mine, în aceste momente, n-am studiat geologie. Am făcut muzică, am făcut teologie și filozofie. N-am făcut geologie. Da. Dar vorbesc cu profesori. Vorbesc cu Georgeta Ionescu. Vorbesc cu Valeriu Tabără. Citesc, am aici o grămadă de DVD-uri. Filmulețe, acte și așa mai departe. Le studiez, nu doar așa la suprafață. Nu ține de o cultură foarte generală de care suferă poporul român. Citim titlul unei cărți și gata, noi știm că, nu știu, Dan C. Mihelescu a scris și despre Calajar, dar n-am citit și cartea. E foarte important. Aceste prospecțiuni sunt pentru gazele de șist. Ca să vezi că în pământ ai sau nu petrol, nu cu aceste metode. Și dacă ei vor găsi gaze convenționale, le vor extrage. Dacă vor găsi petrol, îl vor extrage. Dacă vor găsi gaze de șist, le vor lăsa acolo. Metoda fracturării sau fracționării hidraulice este o metodă care contaminează apa. Ne strică toate terenurile agricole. Și primarul de la Dorobanț ne spunea nouă, tuturor celor de la Curtici, după aceea de la Macea, la întâlnire, unde am avut peste 3.000 de persoane cumulat, spunea că noi vrem să facem agricultură, vrem să creștem bovine, ovine și așa mai departe, nu cămile. Or, dacă noi permitem acestor firme să vină și să ne calce în picioare, probabil ne vom intersecta apoi mine cu cămile și cu alte orătănii specifice Orientului. Nu avem de gând să fim violenți absolut deloc. Toate acțiunile noastre, și avem aici reprezentanți care au fost și la Curtici, și la Macea, și la Sântana, tot au fost extrem, extrem de civilizate. Dar trebuie ca prin domnul senator și prin ceilalți parlamentari, ar fi minunat dacă ne-am unit, indiferent de culoarea politică. Noi stăm de vorbă cu toți. Aici nu scrie niciun partid, vedeți? Ardenii vor să fie respectați. Păi, unde e respectul? Cei de la prospecțiuni. Tiberiu Benco, Tibor Benco și doamna Elena Drug de la Prospecțiuni bântuie toate primăriile. Merg peste tot. Au fost la Curtici, au fost la Macea, au fost la Șofronia, au fost la Iratoșu, au fost la Dorobanți. Astăzi, din nou, au luat toate primăriile, au fost și la Sântana. Domnul Tomuța nu a avut timp să-i primească. Cu foarte mult tupeu s-a dus și la Dimitrie Muscă. Și Dimitrie Muscă a spus clar, pentru voi n-am niciodată timp. Pentru că ei vin cu tot felul de sisteme de înregistrare, te șicanează, te provoacă să le spui ceva dulce, așa, ce nu-i de post. Și vă dați seama după aceea ce scandal ar ieși. Și mie mi-au spus că așa cum eu știu că firma lor se numește Prospecțiuni sau Panfora Oil și eu îl cunosc pe Tibor Benco și așa mai departe, mi-a spus că el știe totul despre mine, că s-a interesat. Încearcă să mă intimideze. Nu am nimic de pierdut. Sunt atât de curat, cum mi-a spus și un tip de la jandarmerie. Știți, atunci când organizezi ceva, ne trebuie să te... să vedem cine ești și așa mai departe. Sunt curat ca foaia aceasta, că altfel probabil nu m-aș fi implicat.
ce să-mi facă mie? Cine? Cu ce mare pe mine cineva? Vă dă altă foaie. Da, și mă gândă, poate întoarce și să zică, uite cum arăți. E extrem, extrem de important. Vom continua acțiunile, după cum am spus, duminică la Șenan. În cealaltă săptămână vom încerca să facem la Doroban sau Șofronia. În 6 aprilie vom face o întâlnire la Arad. Avem presa, niște parteneri extraordinari care ne fac pe noi auziți, nu doar în județul Arad, cât în toată țara. Și mai mult decât atât, vă dau acum o informație. Vom încerca împreună cu locuitorii de la Pungești, Alexandru Vlahuță, Băile Felix, Oradia, Timișoara, Barța și așa mai departe, Băuliș, să facem un meeting în 6 aprilie la aceeași oră peste tot. Brăila și așa mai departe, poate chiar Vama Veche. Acolo lucrurile stau puțin mai dificile, acolo Vama Veche e populată doar de rockeri vara. Acum e pauza. În 1 mai la Vama Veche, nici atunci, da. Cea mai bună zi. Da. Bun, dacă mai sunt întrebări pe care vreți să le adresați, să strângem semnături, să tragem granița până la Carpați și la revedere. Ați demarat o campanie de strângere de semnături. În momentul de față, care sunt rezultatele provizorii la aceste campanii? Până acum avem aproape 10.000 de semnături adunate din pe acest perimetru, din localitățile perimetrului EX6 Curtici, din Curtici, Macea, Dorobanți, Șofronea și Sântana. Din Olari, Iratoșu și alte localități încă nu am adunat listele. Sperăm să trecem undeva de 15.000 de semnături adunate în aproximativ 2 săptămâni. Care va fi programul protestelor și când vor ajunge ele, mă rog, protestelor, acelor manifestații în care să le punem de vedere și când vor ajunge ele în municipiul? Până acum am organizat meeting-uri pentru apărarea sănătății și vieții la Curtici, Macea și Sântana. Sântana împreună cu Olari și Caporal Alexa. În 2 martie, duminică, la ora 16, la Căminul Cultural din Șimand. După aceea ne vom întâlni la Iratoș împreună cu Dorobanți. Întâlnirea va fi la Dorobanți. Șofronia, iar în 6 aprilie avem în plan să facem un meeting, am și obținut autorizație de la Primăria Arad. Un meeting de amploare, așteptăm peste 10.000 de cetățeni cărora le pasă de viitorul nostru în piața Vrameancu din Arad.